Aleina și Ștefan, primele neînțelegeri în cuplu. De ce îl deranjează prezența lui Marius? Ștefan, tras la răspundere de Aleina, în Casa Iubirii. Îi este frică de ce aș putea răspunde eu. Aflați cum va reacționa concurentul și ce se va întâmpla cu relația lor. Concurenții celui de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii trec în fiecare ediție prin momente de senzație, surprize de proporții. Noi provocări, dar și multe răsturnări uitoare de situație Dacă în ediție de marți, Rob și Virginia au anunțat că au devenit oficial cel de-al doilea cuplu în cadrul show-ului În ediția de miercuri, primul cuplu, format din Aleina și Ștefan Va fi struncinat de primele neînțelegeri apărute din gelozie Ștefan, tras la răspundere de Aleina, în casa iubirii Îi este frică de ce aș putea răspunde eu în ediția de Miercuri, 28 februarie 2024, în Casa Iubirii va pluti o atmosferă tensionată, deoarece se va isca o dispută neașteptată între Aleina și Ștefan, iar mărul discordiei va fi Marius. Se pare că Ștefan va fi deranjat teribil de atitudinea lui Marius, care de curând afirmase că nu va interveni în relația lor, în ciuda faptului că a plăcut-o și el foarte mult pe Aleina. Însă de câteva zile încoace, Ștefan a observat contrariul și a răbufnit la adresa rivalului sau. Aleina, voiam să-l întreb de ce îl deranjează prezența lui Marius. Ștefan, nu mă deranjează decât că a spus înainte că el are bun simt și de asta nu s-a băgat să vorbească cu tine. Dar bun simt ar trebui să-l aibă și acum și să nu continue. Aleina, păi tu mai ai încredere în tine. Ștefan, ba da, îți dai seama. Aleina, am fost sinceră până acum. Nu stau să mint aici. Nu mă mint nici pe mine, nici pe voi. Pe de altă parte, Robi, care și el la rândul lui a plăcut-o la un moment dat pe Aleina, va sublinia că aceasta nu pare sinceră și este teamă de ce va crede lumea despre ea în emisiune. În cele din urmă, Larisa va încerca să-i deschidă ochii Aleinei în ceea ce îl privește pe Ștefan, spunându-i că tânărului îi e frică de răspunsurile ei.